quest'anno la pandemia ha causato un danno gravissimo soprattutto ai cristiani. Anul acesta pandemia a provocat pagube grave, mai ales creștinilor care locuiau în zonele de pelerinaj, deoarece s-au trezit fără muncă și acest lucru este ceva care dăunează nu numai persoanelor, ci și familiilor și comunităților. În același timp, creștinii fiind minoritari, uneori se simt oprimați și chiar discriminați. Se întâmplă câteodată să fie încălcate proprietățile creștinilor și atunci este dificil să protejăm chiar integritatea fizică a persoanei. Subiamo, ad esempio, delle invasioni in quelle che sono le proprietà dei cristiani e diventa anche difficile a volte tutelare, quindi direi, la stessa presenza fisica. Rolul nostru ca și biserică în această realitate este în primul rând de a susține și de a încuraja identitatea creștină a creștinilor. Pentru că un creștin știe că a fi creștin din Țara Sfântă este o vocație și o misiune. In 2000 ani resistere a tantissimi cambiamenti, a tantissime situazioni difficili, a cambi di poteri, eccetera, eccetera. Quindi una identità cristiana forte, e questo è compito della Chiesa ed è un compito. În 2000 de ani, creștinii din Țara Sfântă au reușit să reziste multor schimbări, multor situații dificile, schimburi de putere, etc. O puternică identitate creștină. Aceasta este datoria bisericii și este o datorie pastorală de a susține această identitate prin parohii pe de o parte, dar și prin școli și educație pe de altă parte. Biserica din Țara Sfântă are și o misiune socială în a crea oportunități de muncă și de a avea proiecte de construcție de case, în special pentru familiile tinere care caută să înceapă o experiență de familie. Dar biserica are și un rol social în ceea ce privește educația, care este un domeniu important. Școala joacă un rol primordial și biserica are o sarcină specială și în ceea ce privește aspectul de primire față de cei care, din diverse motive, sunt nevoiți să emigreze și, prin urmare, ajung să fie dezrădăcinați din propria țară și comunitate sau vin din străinătate pentru a munci aici. Tocmai pentru că este mama tuturor, biserica trebuie să aibă grijă și să îi însoțească pe toți. Sradicati dal proprio paese, dalla propria comunità, o vengono anche dall'estero per lavorare qui. Ecco, la Chiesa, proprio perché è madre di tutti, deve cercare di occuparsi e di accompagnare tutti quanti. Per noi la colletta di Terra Santa è qualcosa di essenziale e di vitale perché ci permette di prenderci cura non solo dei luoghi santi ma anche e soprattutto. Pentru noi, colecta pentru Țara Sfântă este ceva esențial și vital, pentru că ne permite să ne îngrijim nu numai de locurile sfinte, ci mai ales de creștinii din Țara Sfântă și, prin urmare, ne permite să realizăm toate acele proiecte de care am vorbit de atâtea ori, de la școli, activități pastorale în parohii, asistență pentru persoanele în dificultate, săraci și bolnavi, precum și toate celelalte activități în favoarea fraților noștri care trăiesc în situații dificile în Liban și mai grav în Siria. De asemenea, toate situațiile grave care, din păcate, nu sunt rare și care au fost și mai accentuate în cursul acestui an de pandemie. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la colecta pentru Țara Sfântă, atât diecezelor, parohiilor, cât și tuturor celor care au răspândit mesajul și invitația la întrajutorare. Realizare la colecta pro Terra Santa, sia le diocesi, sia le parrocchie, sia tutte le reti che hanno anche diffuso il messaggio e l'invito alla solidarietà.